Bună ziua! Declar ședința deschisă din data de 29.02.2024 a Comunei și Făget și înainte de toate ne uităm la prezență unde constatăm că doi consilieri lipsesc. Restul prezență, deci 11 prezență. Începem cu punctul numărul 1, care s-a pus pe ordinea de zi un pic mai târziu. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget. Aici se pare că am fost propus eu, deci supun la vot, fără să votez și eu. Mulțumim. Continuăm cu aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.01.24 și al ședinței extraordinare din data de 08.02.2024. Supunem la vot dacă sunteți pentru, abțineri, împotriva, toți pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2024 a Comunei Ghimeș-Făget. Avizează comisia numărul 3, ceea ce și-a făcut. Aici, dacă aveți întrebări sau completări, dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Da, eu propun ca să se pună de la bugetul local, bani pentru un produs. Bine, notăm. Altceva? Nu sunt nici în această participare, maxim în această. Ok, deci eu există. Deci din nou, spunem la vot cine este pentru la punctul ăsta. Da, abține. O abține. Mulțumim. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ogulul Silvic Ghimeș-Făget era pentru anul 2024. Aici întrebări dacă aveți. S-a discutat ședință de comisii. Exact. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? O abține. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de exploatare la Regia Publică Locală Ogulul Silvic Ghimeș-Făget era în anul 2024. Aici am discutat în comisii, dacă mai aveți întrebări, completări, vă ascultăm. Păi nu, aici, ca să putem să se știe, deci la serviciile de exploatare au fost modificate în acest an, nu se modifică prețurile la persoane. Da, deci ce este important, nu se modifică prețul final la lemnul din depozit. La lemnul de foc, de lucru. Exact. La niciun sortiment. Exact. Tot așa. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu avem, deci toți pentru. Domnul Suciu, nu se abține? Nu, nu, e pentru. S-a intrat în reflex. Da. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pe specii, grupe de specii, natura produsului, gradul de accesibilitate și sortimente, masa anuloasă, ce va fi recoltată în anul 2024 de către prețurile posibile și făceți. Era. Avizează comisia numărul 1. La fel, am discutat în comisie. Dacă cineva mai are ceva de completat. Pare că nu. Deci spunem la vot cine este pentru. Abținere împotrivă. Este toți pentru. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor serviciilor prestate de către Regia Publică Locală Ogulul Silvic Ghimeș-Făget era în anul 2024. Aici la servicii s-ar putea să ne prezinte un pic pe scurt la ce am discutat. Referitor la dumneavoastră pe prețe. Da, prețurile, din ce am discutat, rămân la fel, dar în două secunde, dacă domnul șef de acolo poate să prezinte ce preț o să practice în anul 2024. Poate lista? Nu, dar la asta ce am discutat acolo. Deci, până acum, ce s-a folosit, ce am pus în valoare pe proprietatea persoanelor fizice a fost pe fir, acum am modificat-o să fie la metru cub,
ce înseamnă 20 de lei pe metru cu TVA. Cu TVA, cu tot cu TVA. Deci exact omul o să plătească mai mult de 20 de lei, intră și documentat. E vorba cine au proprietate fond forestier, dar transmisare la o curs sau în bază, la o curs civic Ghimeș-Făget. Da. Da. 20 de lei cu deci, TVA-ul, cu totul pe metru. Da. Da. Restul rămâne la fel, nu? Da. Da. 20 de lei tot și de TVA. Deci asta e prețul final, nu se n-a va da pe nimic. Da. Prețul pe administrare o să fie sub 30 de hectare, 200 lei cu tot cu TVA, peste 30 de hectare, 180 de lei cu tot cu TVA. Pe an. Pe an. Pe an de hectare. Dacă vorbim de bază, 120 de lei cu TVA sub 30, peste 30, 100 de lei cu TVA. Ok, mulțumim. Supunem la vot cine este pentru. Toți pentru, da? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea dilei de salarizare minimală pentru lucrările silvice desfășurate la Repele Ustă Ghimeș-Făget era în anul 2024. Având în vedere că s-a mărit... S-a mărit salariul minim pe urmă, s-a recalculat tariful orar la ce folosim la persoane fizice, la lucrări de întreținere sau orice altfel. Exact. Supunem la vot. Cine este pentru? Toți pentru. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023 al Repele Ustă Ghimeș-Făget. Aici am discutat destul de larg, dacă eventual cineva prea... Două cuvinte puteți spune cât s-a realizat, cât... S-a realizat un profit de 1.260.000, din care 16% merge impozit pe profit la stat, 90% cum este în contractul de administrare se virează contul AT-ului, 10% rămâne la asta poporul civic. Asta înseamnă 945.000 se virează la UAT, reprezentând 90% din profitul realizat, 10% rămâne în contul la dispoziția lor. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. O abținere. Împotrivă. Ok, mulțumim, trecem mai departe. Proiectul numărul 9 sau 10, care ar fi proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de 10 metri cub de lemn de foc către centrul de permanență Nuga de Sus. Știți despre ce este vorba? Și anul trecut am ajutat centrul de permanență de la Nuga de Sus, unde umblă și cetățenii comune din Ghimeș-Făget. Dacă au probleme. Da, 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 adică nu numai de anul trecut. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, deci toți pentru. Următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea de lemn de lucru în vederea refacerii podului din strada Petrichei, precum și a necesarului de lemn de foc pentru consumul proprietarului. Aici este vorba despre de podul de pe Petrichei, practic primul pod din lemn, cum urcăm. Nu, de primul pod din lemn. Din lemn. Care este rămas. Care omoră, da. Deci acolo trebuie schimbat, e cam rămas. Și, da, în paranteză, să nu uităm că podul actual, care a fost, eu sincer nu mai știu de cine a fost construit, dar n-are balustradă nici acum, deci n-are balustradă, n-are, da. Da. Nu o să aibă nici atunci când o să schimbăm. Deci, ăia care o să se trezească poimâne și o să acuze primăria că a construit un pod nesigur, pe acel pod nesigur s-a circulat și acum 10, 20, 30 de ani. Deci, noi o să reconstruim un pod care a fost construit habar n-am când, refacem, da, dar în aceleași condiții. Da? Deci, mai avem exemple, ca să știe lumea că... Da. Alunță poate cu balustradă, dacă tot se lucrează la... Se poate ceva din lemn. Se poate. Deci nu se, nu se pune problema. Se lasă două capete mai trei, adică mai lungi și se poate cu balustradă de lemn. Da, a fost și până acum.
Dar acum dacă se lucrează și se poate... Da, se poate face. Eu am ridicat un aspect care e un adevăr destul de vizibil. Se e o idee bună, deci se poate, dar ca să știți. Să se aducă suficient lemn ca să poată face și o ușoară balustradă. Da. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Toți pentru. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al regiei publice locale cu polul Silvii Ghimeș Făgetera. Aici am discutat, e vorba de CEA, care din 5 membri, din 5 membri o să fie redus la 3 membri. Și s-a produs și aia 3 membri pentru 5 da. Da. Supunem la vot cine este pentru. Trebuia zis cine a fost propus. În perioada de... În perioada de 5 luni. Acum vine. Acum vine. Da. Da. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Repele Ose Ghimeș Făgetera. Aici este vorba de trei... N-a propus trei membri. Domnul... spune pe numai, nu? Domnul Jugar Cornel, doamna Fătoracă Mihaela și domnul... Domnul inginer Silvic Oltean Ianuș. Sper că n-am botezat pe nimic. Deci știți despre cine este vorba? A fost făcută. Da, propunerea pentru perioada asta. De 5 luni de zile. Da. Până când AMEPIP-ul o să fie funcționaș ca să putem să facem CEA-ul conform legii, cu selecții, cu interviu și așa mai departe. Că momentan AMEPIP-ul nu e funcționat și trebuie să urmăm conform legii interim. Dar alte dosare nu s-a pus, nu? S-a depus. Alte dosare nu s-a pus, așa că... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. A fost selecție de punere de fapt. Da, era anunțat. Este o firmă de consultanță din București care face toate documentațiile. Că trebuia să achiziționăm o firmă specializată. Da, știi, domnul Tăinară. Da. Trecem la ultimul punct care a fost adăugat pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor, destinații, modul și prețul de valorificare al masei lemnoase care va fi recoltată în anul 2024 pe fondul forestier. Proprietatea comunei Ghimeș Făget avizează Comisia numărul 1. Aici, dacă mai aveți ceva de completat sau întrebat... Nu, aici au... Da, s-a discutat cu ce este bun. Pentru nevoi locale au fost puse la dispoziție partidele care sunt mai favorizate. Aproape de sunt. Adică, nu. Așa și restul de către exact. Adică să scoată la editat. Și a fost pus în valoare anul ăsta un volum de 1.671 de metri cub, din care am propus la agenții economici 4.232 și la nevoie locale 4.439 de metri cub. Aproximativ jumate din volumul pus în valoare. Mai aveți spus de valoare? Da. Cât cam câți metri cub? Am propus pe anul 2024 conform graficului. Dar e vorba de accidentale? E accidentale, da. Totul accidentale 1 și 2. Și atunci terminăm în totalitate cu accidentarele pe toată raza ocolului. Da. Și cam cât avem? Că 10.000? Aproximativ 10.000. Înseamnă dobărături și uscături. Uscături pe piciori, atac de ipide și dobărături decente. Și cum ați prevăzut o să avem atac de ipide în continuare? Dacă reușim să scoatem volumul ăsta cât mai urgent, eu zic că... Cât... ce suprafață a fost atacată de ipide? Cam câți metri cubi s-au uscat din cauza ipidelor? Din farmațele noastre pus în valoare... Da, care urmează, așa urmează, urmează. Undeva la... cam 40-50% este atacat de ipide din volumul care urmează a fi pus în valoare. Trebuie să fiți foarte atenți, că dacă nu sunteți atenți și nu curgeți, nu scoateți materialele, văz cât mai urgent din pădure, o să ajungem că
toată suprafața o să fie atacată și de usucă toată pădurea. Aici, baza și protecție, dacă domnul inginer sunt și cu protecția, nu? Da. Aici să aveți foarte mare grijă. Foarte mare grijă, că aici depinde de dumneavoastră și de pădurarii titulari care sunt și depun rapoarte de semnare. Imediat trebuie luat măsuri, dacă observați. Și trebuie dată autorizații de exploatare, mai ales la arborii care sunt uscați și sunt scoase totul. O să ne trezim că ne usucă 50-60% din pădure. Aici mare atenție. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Deci am epuizat punctele. Acum la diverse o să vedem. Avem stocul ăsta. Dacă poftim? Au discutat cu stocul de la Maracov și de la Bologna. Au făcut, domnii, o solicitare de declasare. Lent, pe care v-am trimis-o. Da. Nu. Aici este vorba de ce... Pot să prezint. Puteți să prezentați domnul Antal. Da, da, da. Avem un volum de 1122 de metri cub exploatați în punctul Lăzăroaia și Bolobărniș. În total 5 partizi care provin în urma retragerii atestatelor de exploatare în anul 2020. Deci APB-ul puse în valoare 2018-2019. În 2020, produse accidentale. În 2020 s-a retras arestate de exploatare la mai multe firme, știți. Conform legii, trebuie să scoată oculul în regie sau prin peste volumul ăsta. Ăsta e scos, sunt pe platformele primare. Eu am propus, fiindcă distanța e foarte mare de la platformă până în volum, ăsta e destinat către populație. Lemnul de foarte slabă calitate, să tăiem totul la 4 metri și să valorificăm la un preț de 250 de lei, am propus eu, dacă... Să nu vinem pe sortimente, la tocat. La tocat, da. Și ca celuloză. Și merge la 250. Ce media, am vorbit un pic cu fabrica Eger, media asta e la lemnul care se toacă pentru... Cât la sute de depreciat? 90%, chiar am fost luni acolo. Deci trebuie făcut... Distanța foarte mare până... Trebuie făcut în comisie proces verbal. Da, este făcut. Ei deja au făcut depreciere și avem avizul ce au. Eu am făcut un tabel aici cu prețul de aprobat în HCL în 2022, care sunt prețurile la APB-ul ăsta, plus costul dacă am adăugat, tot ieșim în profit. Acum... Tânărul lemnos de 4 ani, dobărând la categorie slabă. Cam asta putem să... Maxim ce putem... Ca să dăm acolo de aia... Trebuie să valorifica cu prețul ăsta aici. Și așa nu puteți. Fără transportul nostru, deci pe platformă, zic. Și distanța e 49 de km de aici, de acolo până aici. Pe drum forestier. Cu 250 de lei puteți să valorifica, eu zic că dați. Deci un teren în care tura trecută, în ședința trecută, au făcut declasare. Da, nu. Am propus. Nu, ăla e altceva. E altă cantitate? E o cantitate de 400 ceva de metri cub din partizile, din punctul hotar, destinat către populație. Și plus, în depozit mai avem un volum de 250 de metri cub. La aia rezolvat, după aia se rezolvat? Nu, avem. Hotelul trebuie să scoatem la licitație ca să vindem la turma. Ăla e altceva. Dar trebuie să înțelegeți că trebuie să scoatem la licitație, înțelegeți? Și... Nu merge așa că am vorbit cu cineva. Vânzare directă, nu știu de care e aceeași... E altceva. Altceva. Deci aici au fost retrase atestatele și am reinventariat. Am refăcut APB-urile și am scos... Distanțe foarte, nu? Astea de vârful... Din volumul ăsta, 66 metri cub a fost pe rampă și restul în faze sau pe picior, dar a fost mare parte în faze, lăsate de film. Și a mai fost pus la licitație? Nu. Niciodată. Nu. Și dacă nu... Asta e destinat către populație, conform acelea. Ce la licitație, ce faceți? Dar nu, dacă firma a fost și s-a uitat, atunci... Am interesat un pic. Trebuie să tocăm asta. Dar întreb eu, dacă o licitație două nu se duce, ce faceți? Conform legicere. Nu, conform legicere, ce puteți face? Pe toată un singur lucru. Nu, domnule, te duci și negociezi. Atunci nu mai pui la licitație și negociezi. Asta permite legea. La două licitații, dacă nu ai putut valorifica, te duci și negociezi prețul. Dar eu zic că ăsta e prețul maxim care am reușit eu să obțin pentru
La prețul ăsta, dacă puteți vinde... E foarte bine. E bine, da. Suntem de acord cu treaba. Supun la vot acest aspect. Mai un vot în principiu. Da, un vot în principiu. Supun la vot acest aspect cu deprecierea lemnului, dacă sunteți de acord sau... Și să-l scoată... Noi nu suntem de acord că s-a depreciat. Nu, nu, nu. Dacă suntem de acord... Dacă suntem de acord să fie valorificat în modul propus de domnul șef de vot. Acum suntem de acord. Supun la vot. Cine este pentru? Abține. O abține. Da, acum la diverse, începem cu domnul consilier Ieșan, dacă are acolo domnul Tătar, domnul Eneală. Da, eu consider că și cetățenii trebuie să știe că în ședința extraordinară din data de 8.02.2024, ședință care nu a fost filmată, s-a aprobat un împrumut bancar și bugetul local pe 2024. La împrumut este vorba de 3.000 roane de lei plus dobânzile aferente, care vor fi suportate din buzunarele cetățenilor. Nu știu dacă s-a fost aprobat sau a fost în discuție. N-am întrebat pentru că la nu a fost aprobat. La bugetul, la bugetul local din 12 milioane de lei au fost alocați pentru achiziție de microbuz 1.000 de lei. Aici vreau să precizez că hotărârea adoptată în data de 20.12.2023 nu se referă la achiziția unui microbuz de jucărie, ci se referă la un microbuz cu care se poate ajunge copiii în siguranță la școală, se referă la accesul la educație și nu în ultimul rând se referă la, la cererea pe care cetățenii comunei au înaintat-o către Consiliul Local Iemeș-Făget, prin care solicită achiziția unui microbuz. Eu împreună cu câțiva colegi consilieri ne-am abținut la aceste proiecte. Vă mulțumesc! Și noi trecem mai departe. Domnul consilier, nu? Nu, nu. Eu doar atât. Deci azi e joi, nu? Da. Mâine o să fie strâns gunoiul selectiv, deci să nu uitați să puneți sacii cu gunoiul selectiv în fața porților, gospodărilor, ca să fie ridicat. Deci mâine e ziua aia când se strânge. Da, mulțumesc. Acum pot să răspund nu la domnul Suciu și la mai multe persoane. M-am pregătit un pic cam cum stă treaba. Nu o să fiu lung, dar vreau să prezint cam cum stă. Și cam cum stă minciunea în comună și cum se interpretează, cum a zis și domnul Suciu, că oamenii din buzunarul lor o să plătească 3 milioane datorie pe care a zis dânsul că am luat-o. Dar de fapt încă nu am luat-o, domnul Suciu. Sincer, suntem într-un anumit fază. Căutăm soluții ca să închidem. Nu v-am întrerupt. Gata? La sfârșit. Nu dați și la sfârșit. Bine. Suntem într-o fază în care căutăm niște soluții să terminăm un drum care este benefic, cred că, la foarte multă lume, adică mai ales oamenii de pe Bolovăniș și Răchitiș. Și de-aia am venit un pic pregătit cam cum stă și cu bugetul, cam ce am cheltuit, ce am făcut, ce am primit, adică să nu creadă cineva că noi, când am venit în octombrie 2020, am avut aici în primărie sute de milioane de lei sau milioane de euro pe care am cheltuit pe degeaba peste tot și nu am luat pentru, nu pentru noastră, pentru școală un autobuz. Nu. Am cheltuit cât de cât unde era necesar și chiar strict necesar. Și acum vreau să prezint un pic cam situația, cam cum stă. După aia le notați și puneți întrebări și vă răspund foarte clar, dar fără populism. La toată lumea. Toată lumea să vorbească în comună. Acum de aia m-am supărat un pic că au niște voci care nu sunt adevărate. Când ajungem în situația aia că luăm creditul, să știți că o să fie televizat. Și votul ăla. Nu, acum suntem în discuții. Încă creditul nu am luat. Încă credit comuna din Iemeș-Făget n-are. Din păcate. Din păcate. Că chiar am fost într-o vizită cu cineva, cu vreo 20-30 de primari, și 80% din primării respectiv au credite și merg cu proiectele înainte, domnilor. Asta nu este o rușine.
Rușinea este să furi. Nu o să încep. Problema vreau să vă întreb. Da. Până la început. Da. A spus că ați mers înapoi până pe lua primărie, că n-ați luat sute de mii de euro. Da, m-am zis cu asta, da. Deficit. Deficit. Numai un pic ca să vă explic. M-am pregătit. Înțeles, atâta vreau să răspundeți, cu da sau nu, a luat un deficit? Nu. V-am prezentat și vă prezint conform contabilității ce am primit. E treaba dumneavoastră ce vreți să prezentați. Să răspundeți la o întrebare. Da, da. Luat un deficit. Dar nu, stați așa, așteptați răspunsul meu, bine? Bine. În 2020, în octombrie, am ajuns aici în primărie. Mare lucru nu puteam să fac până pe decembrie, nici să cheltuiesc, nici să aduc foarte mulți bani, dar un singur lucru am putut să fac. Am adus în decembrie, am primit de la guvern 1 milion de lei. Ceea ce privește pe 31 decembrie 2020, excedentul conform contabilității, ăsta înseamnă, ca să știe toată lumea, cum am început anul, este de 1,4 milioane de lei. Adică mai exact, 143.906 lei. Din care am zis, pe 15 decembrie am primit 1 milion. Adică ăla deja am adus noi. Adică ce mi-ați lăsat dumneavoastră cu subiect și predicat e 438.000 de lei. Din care, după 10 minute, că am intrat în 2021, trebuia să achităm, care era strict necesar, căminul cultural, trebuia să achităm din aportul nostru, în care am mai făcut circ și nu am vrut să votez și nici nu am votat, trebuia să achităm din bugetul nostru 1,5 milioane de lei. Că e necesar, era mai necesar ăla decât drumul de la Bolovăniș. Vă întrerup aici, domnule. Da, vă ascult. Da. Chiar și dumneavoastră ați spus la un moment dat, când mergeți pe proiecte europene, când ați spus despre canalizare, da. Că, deci ați mers pe canalizare. Da. Spune de ce ați spus. Da, dar urmă la pic, da. E, nu, mai departe. Mai departe. Vă întrerup, pentru că ideea e că Căminul Cultural a fost un proiect care s-a putut accesa atunci. Da. A treia oară. A treia oară, pentru că vă spun ceva, eu am fost viceprimar și mi-asum lucrul când am avut la sfârșit și v-am dat în primire. Nu mai are rost. Dacă vreți să mă acuzați de problemele altuia, e treaba dumneavoastră. Nu mai am zis ca fapt divers. Să înțeleagă lumea cam cum am preluat eu primăria. Și unde am pus banii? Că dumneavoastră, colegul dumneavoastră, nu e aici încă un coleg care cam lipsește de la ședință, nu vreau să fiu acum cu nume și așa mai departe. Și cam unii colegi mai sunt aici, care se duc pe Bolovăniș, se duc în comună și zice că, băi, consilierii, primarul, au dus de râpă comuna. Înțelegeți? Și asta mă doare tare. Dacă vă doare care o spune, vorbiți cu persoana de exemplu, și dumneavoastră. Nu știu dacă eu... Și colegul dumneavoastră Cornet. Acum dacă mă luăm așa după... Dacă luăm așa după nume, atunci pot să zic și numele. Mai departe, mai aveți ceva de întrebat aici? Da, vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră, când ați spus despre proiecte europene, da? Atunci... Să spuneți până în capul. Câte... Deci, proiectele care le-ați luat, le-ați luat finanțate. Da. Deci, că ați avut un aport, aveam un aport din partea primăriei, da. Nici nu s-a pus problema. Dacă dumneavoastră aveți proiecte acum, am zis că tot ceea ce e finanțat, am zis că nu le susținem, am zis că putea să obțineți, dacă erați, am zis că mai bine organizat, putea să obțineți un proiect pe Bolovăniș. Dacă v-ați asumat, am spus așa, dacă v-ați asumat, deci... Atunci găsiți soluții, dar nu se împrumută. Aici la mai bine acum organizat... Cum puteți să termin ideea? Domnul consilier, dar stați un pic, așa cum mă întrerupeți dumneavoastră, îmi permis și eu. Fiind și președintele, da, ați răspuns așa pe jumate. Deci mai bine organizat în ce sens? Mai bine organizat ca să prindem un proiect. În ce sens mai bine organizat de dumneavoastră? Știți mult mai bine că atâta timp cât pe un drum, mai ales în momentul de față, nu ai canalizare, tu... pupi drumul ăla, nu pot să spun acum când. Deci n-am putut accesa fonduri europene sau alte fonduri exterioare. Tocmai una dintre motivele astea a fost că nu există canalizare. Deci pentru drum, ba, noi pe drumul respectiv, la Chiesa Lignistat, a fost prin fonduri europene. Aia a fost în anul în care se putea face. Dar regulamentul s-a mai schimbat între timp. Nu v-am zis, poate nu știți. Sigur, stați o secundă. Deci, de asta au mers pe
pe faza cu fonduri din, de la UAT. Plus că noi, poate dumneavoastră nu știți, deși v-am explicat de nenumărate ori, pe lista la Angel Salini am pus 3 puncte și pe primul punct a fost drumul pe Bolovăniști. Nu noi am decis ca Bolovăniștiul să iasă de pe lista asta. Era o regulă pe care nu noi n-am agreat-o, dar o trebuie să acceptăm canalizarea. Am înțeles. Vreau să atâta lucru vreau să din asta. Atunci când ați preluat, dacă ne întoarcem înapoi și v-a deranjat așa de mult, nu v-a deranjat de mult. Pentru că nu știu dacă ați văzut și astăzi, poate și oamenii au văzut în diferite, în toate ședințele, nu cred că m-am abținut aiurea la anumite lucruri. Domnul, dacă mă abțin sau spun unele lucruri, atunci deja că v-am supărat. Nu v-am supărat pe dumneavoastră. Domnul Valentin, nu m-ați supărat pe la temă. Deci v-ați spus că v-ați supărat. Nu. Stați așa, domnul. Eu m-am supărat când ziceți lucruri neadevărate. Domnule, am zis că undeva ați greșit și dumneavoastră. Punct. Am zis că undeva ați greșit. Și dumneavoastră a spus la un moment dat, și astăzi a fost o discuție aici, în comisii, că ați luat decizii greșite la unele lucruri, de exemplu, și care s-au întâmplat lucrări la OCOR. Și da, bine ați asumat! Da, asta înseamnă că... Nu, stați așa, vedeți? Nu, vedeți cu ocolul. Când am făcut socoteală și am început să discutăm subiectul pe real, ce am zis? Hopa, noi am ieșit cu 438 de euro, dar dacă făceam din nou, ieșeam cu 1500 de euro. Da. Care e mai bine? 100.000 de euro să cheltui pe ocol sau să cheltui 300.000 de euro? Bun, vreți să vă spun că poate da. Dacă eram cum suntem așa, puteam să zicem că nu suntem de acord deloc, nu? Dar nu se mai făcea atunci. Păi da, bun, dar am zis, nu i-ați asumat numai dumneavoastră. Domnul, adică ne am asumat și noi votăm. Pe tema asta mai aveți ceva de zis? Nu, permiteți-mi, pentru că dacă e, atunci trebuie să facem o ședință pe tema asta. Nu, că foarte multe, și eu că ei nu puteți să-mi puteți. Nu, eu vreau să înșir un pic cam cum stau lucrurile și după aia... Mai aveți o adresa mea personală să-mi spuneți ceva? Personal n-am avut nici acum. Păi ba da, că mi-a spus că dumneavoastră mi-a fost adresat. Am zis, unii consilieri. Dar nu vorbiți despre tot, vorbiți despre aia care au vorbit. Da, pentru că eu vă spun ceva, nici n-am fost în zonă. Cam așa stă treaba în 2021, cam cu zero am pornit, ca să știe toată lumea. N-ați pornit cu zero? Nu, da. Ați pornit cu banii de la OCOL care i-ați luat pe urmă. Da, stați așa. Ați plecat cu proiect pe Târnăuș care a fost terminat. Opriți-vă. Ați terminat dumneavoastră proiectul. Nu eu am terminat, dumneavoastră ați terminat. Stați așa, recepția să semnez eu hârtiile cu ăla, nu am ce să semnez. Dumneavoastră ați avut? Treaba ați făcut foarte bine, nota 10. Dar stați așa, domnul Valentin. Nu referiți la OCOL că nu știu ce ați lăsat la OCOL. Știți foarte bine când am venit eu în ce situație era OCOL. Asta ce situație era? Spuneți, să spună oamenii. OCOL era furau peste noapte toată lumea, inclusiv de la A la Z, de la mic la mare. Ceaul era cum era cine ceaul. Cine a ființat ceaul, domnul primar? Cum adică cine a ființat? Când s-a ființat ceaua la OCOL? În 2020. Așa. Da. În 2020. De ce am înființat ceaua, domnul primar? Domnul, ceaua era și înainte, domnul Valentin. Domnul primar, dar nu era... Stați așa. Ceaua actual care a fost, a mers în continuare. Deși pe la voastră, cu aceleași persoane. Deci am zis clar, s-au făcut, deci au fost greșeli în trecut. Am încercat, dar nu am acuzat niște lucruri care au... Am încercat cât s-a putut în perioada în care am fost să reglementez niște probleme. Așa să ziceți și în comună, nu altfel. Punct. Domnul primar, așa am zis. Punct. Punct. Da, da, deci vă rog frumos, că așa nu se termină. Da. Deci continuați. Da. Să începem cu investițiile locale din bugetul local timp de 3 ani de zile, că vreau să prezint un pic așa, la scurt, ca ce bani am cheltuit. Vă apreciez treaba asta. Iluminatul public undeva la 191.000 din bugetul local. Dar la drumul de la Făgetul de Sus, pe care trebuie să pornim și anumite drumuri trebuie făcute, plus Buha, Patchi, vine 250.000, adică 100.000 SF-ul, 250.000 proiectul tehnic. Studiu fezabilitate canalizare, la care am pregătit, avem un curs de fază, ce bani am cheltuit din banii noștri, vorbesc aici. 157.000 plus proiectarea prin licitație, 584.000 de lei, la care au participat 6-7 firme, cel mai bun a câștigat. Devierea rețelei de pe Buha, cu podul ăla interesant, 50.000.
Lucrări pe rețea de apă, când am venit, nu era funcțional, nu mergea, pe săptămână de 3 ori nu am avut apă, am cheltuit 50.000 de lei, 500.000 de lei, tot cu igienizare, cu autorizare, cu înființare serviciu, bazinele pus la nou, nouă, hidranții și așa mai departe. Prin licitație și ăsta, eu de aia zic că prin licitație, că am fost acuzat și am auzit aici că dau eu contractele la nu știu ce firme prin că cunosc pe ăla. Nu, domnilor. Toate lucrările în UATE Dimeș-Făget care sunt, de când sunt aici, din 2020 încoace, conform legii lucrăm. Cu licitație publică, cu ofertă, depinde și de sumă. Că acolo sunt niște... Scuzați-mă, vă întrerup, ați făcut bazinele făcute noi, am avut făcute bazinele noi. Da, igienizate, da. Acoperite, da. Acoperișul s-a făcut, a făcut noastră, mi se poate. Da. Știu că am avut o propunere, dar ce cred că s-a făcut, nu mai știu. Captarea izvoarelor și autorizarea izvoarelor, că au fost captate, dar nu erau autorizate și nu puteam să primim acuturi. Da, însă nu contează, mergem mai departe. Cadastrarea pășunilor. Când am venit aici și cu cadastrarea am avut o grămadă de probleme, nu știam ce avem, nu știam, nu am avut cadastrare. În principiu, acum suntem pe terminate, am cadastrat peste 1700 de hectare, numai pășuni, instituțiile publice cadastrate, drumurile cadastrate, erau clădiri care nu existau în acte, din păcate, și trebuia să existe cadastrări și așa, la care am pierdut 134.000 de lei. Companie pentru profesori, că profesorii n-au avut unde să stea la Tărăuș, trebuia să cumpărăm că stăteau pe hol, n-am avut de ales, am cumpărat companie. Reparații drumul de la Răchitiș. Domnilor, știți foarte bine în ce stare era atunci. Toată lumea știe. Acolo am cheltuit aproape 600.000 de lei, tot din bugetul local. Nu l-am pus acasă, am pus acolo ca să poată circula. Că erau la un moment dat când nu se putea circula, că erau dezastru. Camerele de supraveghere pe care le-am montat aproape 20 de bucăți, sau nu știu, domnul viceprimar știe mai bine, ca să stopăm gunoiul de lângă pârâie. Aproape 27.000 de lei. Din care am mai furat acum una, un stâlp a fost tăiat, dar le punem la loc. Asta e, ne chinuim cu oamenii. Documentații la parcare, jos acolo, la cetate. Am făcut documentații, aștept să vreo finanțare să punem jos, să fie cum e și în Occident, din care scoatem bancă. Parcările nu sunt gratis în ziua de azi. Dar avem documentația, 40.000 de lei. Reabilitare grup sanitar Comuna Dimeș-Făget. Nu e așa că când intri undeva la în curte, te uiți prima dată la un WC-ul la om, nu? Noi, din păcate, ce am avut, am avut. Eu am zis că trebuie schimbat, trebuie un alt grup sanitar. Am fost pregătit cu duș, pregătit pentru persoane cu dizabilități și așa mai departe, 278.000 de lei. Grădinița de la Tărăuș a fost cerut și înaintea mea am plătit grădinița aia. Nu s-a făcut. Acum am putut să facem aproape 1,3 milioane de lei. Era necesar sau nu era necesar? Ce zice domnul consilier? Atât timp cât am luat, asta au făcut și înainte investiție pentru... Nu, stați așa! Stați așa, că o să vedem la urmă. Excavatorul, avem o 47 de kilometri de drumuri neasfaltate, din păcate. Am luat un excavator cu care am lucrat și pentru Ocol și pentru al doilea excavator. 985.000 de lei. Prin licitație publică, nu că am căutat eu pe Cutăresc, nu-și dăm un... Deci, și Consiliul Local, acolo de acolo sunt de ea. Exact. Stați, ajungem acolo. Remorcă, tuns iarbă, adică aparat de tuns iarbă pentru sport, că sportul nu am putut să... Eu am promis, dar nu am putut să sprijinăm până în momentul de față cu nimica. Am luat un tractorat de tuns iarbă. Un pic, domnule, dar ce spuneți că cu nimica? Păi nu am susținut. Financiar, momentan, nu am susținut. Deci, e liber, mașina de tuns iarbă. Da. Au mai fost acolo niște rezultate, chestii care am pus. Da, bine, dar astea sunt bunurile mobile fixe ale noastre, adică nu am lucruri sportiv. Că ați instalat o centrală. Da, sunt ale noastre, Nu ați ajutat, cum adică n-ați ajutat? Cu bani nu am ajutat. Păi nu, dar așa un pic, avem angajat... Extindere, lumina public, OCR, Budac, Bortoșen, în afară de proiectul care era 65.000. Acolo am luat lămpi și așa mai departe, care nu era prins, ca să terminăm să fie iluminatul public. Actualizarea liceului tehnologic, adică documentație, care este în licitație, trebuie să primim în 10 zile răspunsul, cine e câștigătorul sau 20 de zile, se apucă anul ăsta 65.000 de lei. Pugu, am cheltuit până acum 100.000.
Panouri solare la... Cei de durată, da. Vreau să vă întreb, mai durează, mai până se... Sper că anul ăsta termină. Cavu, am cheltuit 275.000 de lei până acum. Chioșc, grajdu, statuile, unde ne-am toți împreună, și ortodoxi și catolici ne-am întâlnit în fiecare an la aprinderea luminării, acolo în fața căminului cultural. Eu zic că am reușit cât de cât să fim toți la o masă. Când 500 de persoane se participă la o asemenea eveniment, eu zic că este benefic pentru comună, indiferent de etnie sau naționalitate sau religie. Panouri solare pentru școli. Suntem în situație și acolo trebuia să plătim aproape 60.000 de lei. E prin AFIR, dar trebuie, avem un aport. Am plătit documentațiile tehnice 60.000 de lei. Cadastru pădure. Trebuia să cadastrăm pe partea asta, în zona Pârâu-Ușanți, 300 de hectare, că trebuia să clarificăm anumite lucruri. Ne-a costat 43.000 de lei. Că n-a fost cadastru. Proiectare zis sprijin al Dămaș. Știți că pe Neamț este cadastrat, aici pe Tărăuș am mai măsurat ceva, încet, încet se cadastrează. Nu, dar cadastrat. Nu. Proiectare zis zid de sprijin al Dămaș, 59.000 de lei. Știți foarte bine, apa mare a luat, trebuia să proiectăm acolo ceva. Suntem în curs de căutare, de finanțare, că și acolo costă undeva la 5-6 milioane de lei investiția. Zidul de beton. N-am ce să fac. Achiziția SF Altămaș, fabricii hartei stadionului. Aici am făcut un studiu de fezabilitate pentru a primi niște puncte, cum e la AFIR. Acum am depus la AFIR, nu a intrat la finanțare, că n-am ajuns 70 de puncte. Nu am ce să fac mai mult. Căutăm o altă sursă de finanțare și acolo am cheltuit 150 de mii. No, și acum, revenind înapoi de discuțiile noastre mai aprinse, că ăsta sunt sume mici până acum. De acum vine suma mare, unde am cheltuit banii. Drumul Bolvăniș. Am cheltuit, doamnelor și domnilor, 8.173.221.000 de lei. Din bugetul local. Și acum chiar vă rog frumos, domnii consilieri, care credeți că nu era oportun investiția asta să ridice și să ne zică în fața oamenilor că nu trebuia să facem, să mai așteptăm încă 5, 10, 20 de ani să mai sufere oamenii de acolo. Dacă zicem, aștept argumentele pe tema asta. Noi banii și toți banii ce am strâns și am strâns cam multișori bani. Dacă numai pe obiectivul ăsta am cheltuit atâta și vă zic per total în mare ce am investit aici, este vorba de 14.642.000 de lei, ceea ce înseamnă în 3 ani de zile aproape 3 milioane de euro din bugetul local. Pentru ăsta trebuia să lucrăm de undeva, trebuia să scoatem de undeva banii ăștia. Să intră de la guvern, de la unde puteam. Dar intră banii ăștia și suntem mândri pe treaba asta că am putut să realizăm asta. Nu vorbesc de scoaterea pășunii din fond forestier, care știți foarte bine, e o poveste de 10-12 ani care toată lumea zicea că nu se poate, ba se poate, n-a ajuns la concluzie. Momentan, pot să zic la cetățenii comune Ghimeș-Făget, am rezolvat un caz care toată lumea a zis că nu se poate rezolva. La nivelul guvernului la niște... Înțelegeți? Și știu și asta. Da. Cealaltă parte. Dacă vorbim de investiția drumul Bolvăniș, am zis 8 milioane și ceva am cheltuit din bugetul local și acum vorbim de ce a zis domnul Suciu, că acum dau răspuns și domnul Suciu, cu 3 milioane de lei. Domnii consilieri, acum spuneți-mi și mie. 3 milioane de lei, da, este o sumă extrem de mare vorbind și raportând la salariul minim pe economie. Dar raportând în 3 ani de zile veniturile și banii aduși numai pe sursă proprie, 3 milioane de lei ce este? Merită să băgăm, merita să facem pentru oamenii sau nu merită să facem pentru oamenii acest efort? Și acum răspund la cealaltă întrebare care mi s-a fost pus. Din ce plătim înapoi ăștia 3 milioane de lei? Din ce plătim? Până acum am cheltuit, adică au fost cheltuit de anterior, cam 2-3-400 de mii de lei anual, numai pe piață, domnule consilier. Și asta văd, demonstrez prin contabilitate.
cheltuim 2, 3, 400 de mii de lei pe piatră care vine, venea apa și mă dura în pârâu, cheltuim numai un sfert din el și restul banilor ne rămân. Și asta înseamnă că jumătate din rata anuală am scos-o. Doi la mână. Din ce cealaltă jumătate, dacă luăm așa logic, am zis încă o dată, încă nu avem credit, vorbim numai de sare, poate nu ne apropă, poate cine o să știe ce. Cealaltă parte, am făcut la APIA un proiect din care UAT Ghimeș-Făget, anual, timp de 5 ani de zile, primește de la statul român, adică de la, din fondurile europene, 500.000 de lei. Cum era mai bine? Să așteptăm să strângem banii aia 5 ani de zile și oamenii de la Tărău, adică de pe Bolovăniș, să sufere de praf și să nu punem asfaltul acum, că puteam să facem ăla, nu punem asfaltul, nu avem datoria asta 3 milioane. Sau să luăm acum un credit, dăm la constructor cine a construit, plătim și oamenii de acolo nu sunt încă mai departe chinuiți. Cum era mai bine? Părerea dumneavoastră. Eu am o completare aici. Știți, când am avut discuția, am zis că aveți un de răbdare, poate vor mai veni ceva de la Bacău. Dumneavoastră ați spus din prima că de la Bacău nu o să primi niciun ban. Aveți ceva bani de la Bacău veniți? Acum am făcut rectificare, acum am copertă. Da, deci, acum. Dumneavoastră v-a susținut că nu o să primi niciun ban. Dar să aveți un pic de răbdare. Dar domnul Hăineanu, credeți că aia 200 de mii, unde deja la școală am pus 13 mii, la cealaltă școală nu știu cât, credeți că cu ăla pot să mă închid datoria de 3 milioane de lei? Bun, ascultați-mă un pic. Dumneavoastră vreți să mă șantajați în caz dacă eu mă abțin la un proiect? Nu. Așa, eu am zis că mă abțin. Foarte bine ați făcut. Și eu susțin. Am zis că mă abțin la frunt. Foarte bine. Am zis că mă abțin la frunt. Dacă dumneavoastră considerați și restul consideră că e bine ceea ce faceți, păi faceți înainte, că nu cred că vă pot împiedica un singur consilier. Domnilor, asta e foarte adevărat, doar ce să spuneți exact așa în comună, cum ați vorbit acum. Deci ați vorbit foarte elegant, foarte ca om, să zic așa. Dar așa să spuneți și în comună. Vă abțineți, aveți o părere despre acest... Cred că cum vorbesc în comună, dar trebuie foarte... să nu, în comună mințiți, asta e problema. Așa, deci în comună vorbiți altceva. Asta e singura problemă, că în rest nu vorbeam noi aici așa, nici măcar treaba asta nu trebuia pusă, că asta sună cumva o laudă. Nu trebuie asta, doar că oamenii sunt dezinformați de dumneavoastră și încă de câțiva consilieri. Deci, la fel discuțiile au fost, exact la fel au fost și în ședința aia de care n-a fost filmată. Și am zis că mă abțin la capitolul ăsta de împrumutare. Da, dar între timp dumneavoastră ați sunat, deci stați o secundă, dar între timp dumneavoastră ați avut buna intenție să sunați colegi consilieri ca să nu cumva să votați. Pentru că, vezi, doamne, vine tsunami peste Ghimeș. Oricum, niciodată banca nu o să meargă la nea Petrică să-i scoată bani din buzunar. Vă asigur, primul care suferă după un împrumut, primul o să angajați primărie, adică noi. Corect. Da. Pentru că primul e blocat primărie exact cum e. Nu, stați o secundă. Nu, deci vorbiți... Exact aceeași treabă e ca și acum când conturile primăriei sunt blocate. Deci primul nu suferă nea Petrică. Primul care suferă... Și nu e o chestiune. Eu repet. Atunci pentru cine? Pentru mine așa? Da, ca să nu mai mințiți. Ba da, ați mințit. Încă o chestiune. Dar ce minciune dacă m-am abținut? Uite și tot consilier. Aia e ce spuneți în comună. Și nu numai dumneavoastră, și alții. Deci aici de asta am ajuns aici ca să clarific. Încă o chestiune, ce se mai zice și de la dumneavoastră și de la cineva, cum zicea domnul Suciu. Păi, din ce o să suporte, adică noi mărim impozitele? Domnul consilier, știți foarte bine, impozitele pe anul ăsta, de exemplu, și până acum, în toți anii ăștia care suntem consilieri, au fost majorate conform legii minim, adică ce înseamnă inflația, 10%, 13%. Conform legii se poate mări și la 50%. Dar nu ne-am dus la... Și atunci, de ce trebuie să zicem atunci că, wow, oamenii luăm împrumut, oamenii o să plătească. Domnilor, ce primim noi de la oameni, din impozit, ce strângem din impozit, domnule, ăsta e un sfert. Am înțeles. Înțelegeți. Vreau să vă aduc la cunoștință un singur lucru. Da. Niciun consilier nu v-a deranjat. Dânsul a pus un singur pentru microbus. Stați așa un pic. Dar nu e deranj, domnul consilier. Așa. Deci, minciuna are... Domnul primar,
Picioare scurte, domnul, înțelegeți? Niciuna. Eu susțin, nu sunt de acord cu un împrumut pentru comună. Pentru Bolovăriș, am înțeles. Nu! Am zis că nu sunt de acord cu împrumut. Rezolvați problema cumva. Nu sunt de acord cu Bolovăriș. De ce spuneți cu Bolovăriș? Păi, nu pentru ăla vreau să iau, domnul. Să duc la casă, iau împrumutul. Nu vă e rușine. Aștepta, nu mi-e rușine. Așteptați un pic, așa v-am spus, că poate vin niște bani. Bine, va veni niște bani. Totdeauna asta e picătura din ocean. Deci, pe bune, sunteți ca un copil. Deci, așa frumos putem aștepta cum ați așteptat și dumneavoastră. Că omul ăla care mai are de 3-5 ani și respiră praful ăla nemernic, cu ce îl încălzește că eu aștept și peste 10 ani să am bani? Înțeles, atâta timp. Nu îl încălzește cu nimic. Știți ceva? Eu vă spun. Deci, dumneavoastră, săriți la mine, eu când am avut... Săriți pentru că spuneți prostii. Așa un pic. Când am avut, când lucram, eram cu proiectele europene și aveam nevoie de bani, chiar dumneavoastră mi-a spus că nu cumva să dăm, eu nu sunt de acord cu banii la ocol să vină luați în față, să-i dați în față. Trebuie să căutăm filmările, că nu cred că așa ceva am zis. Ați avut? Că dacă am zis, atunci mi-asum, dar nu cred eu treaba asta. Am avut o poziție. Eu acum, când eram consilier, domnul Hăneală, și aducem filmările, ia uitați ce am zis atunci, la unde stă domnul Cosma, acolo stăteam eu de obicei. Ce am zis? Domnul consilier, dacă nu se poate altfel să luăm credit și să facem ceva pentru comunitate, nu erați de acord dumneavoastră și majoritatea. Eu veneam atunci, eram încă consilier, am filmările făcute, domnul consilier. Dumneavoastră, în ședințele respective. Că se poate face, nu două, nu trei, 10 proiecte pe fonduri europene, ce nu se face? Păi aveți 4 ani de zile, câte proiecte aveți? Haideți că vă zic. Câte proiecte aveți finanțate? Finanțate? Ați luat proiecte finanțate. Avem în total, că am avut să ajung și aici, dar bine că mi-a spus întrebarea. Am avut până acum, ăsta era din bugetul local. Momentan, din fonduri europene și ce investiții am adus în comună, vorbim de o sumă exorbitantă pe care n-a văzut Ghimeșul până acum, nu vreau să mă laud. Vorbim de 12.700.000 de euro în 3 ani de zile. Asta înseamnă 63.800.000 în bani lei, în rom. Știți cât înseamnă asta? Și puteți să mergeți la contabilitate să cereți. Timp de 20 de ani n-ați avut atâta. Ascultați-mă un pic, domnule. Înțelegeți? Timp de 20 de ani. Atâta timp. Și acum îmi puneți mie întrebare ce fonduri am băgat aici și de unde am adus eu banii? Da, sunt aici, domnule. Bun, pentru că sunt bani foarte mulți, văd că ați rămas în problemă cu Bolovăriciu. Erau fonduri europene, domnul... Dar unde? Care sunt proiectele alea multe? Care sunt? Finanțate deja, în afară de canalizare. Liceu, 15 milioane de lei. Așa, care era proiectul mai vechi? Da, canalizare 20 de milioane, cabul 4 milioane. Canalizare? Canalizare, blocul 2,5 milioane. Așa. Racoții 3 milioane. Racoții era un proiect mai vechi. Unde era? Deci Racoții era un proiect mai vechi. Ce vechi era? Domnul, ce vechi era dacă dumneavoastră... Cum ați vrut, ce ați făcut, ce a expirat autorizația și n-ați avut finanțare pe era. Cum era un proiect vechi, domnul? Da. Grădinița de la Ghimeș, 3,5 milioane cu teren de fotbal. Credeți că ăștia au venit așa, ca Barza, și au acoperit aici lucrurile? Credeți că Totrușu, Bolovănișu și așa mai departe a intrat aici cu gabaza și de mâine este? Ce fain e! Dar până acum dumneavoastră ați fost 8 ani de zile și alții. Ce ați făcut? Dacă aduceți din contabilitate, Și vă mulțumesc că le-ați putut duce la bun sfârșit. Domnule, cum ați semnate, finanțate, terminate pe jumătate, celelalte cu celelalte lucrăm și puteți să scoateți dumneavoastră că mă duc jos, îl zic la contabilitate, să vedem aia 20 de ani de activitate, să vedem ce sumă vorbim. Ați sărit de la una la alta. Nu. Eu exact ce mi-ați întrebat, eu am răspuns ce ați întrebat. Și eu răspuns acum și pentru unii consilieri care nu sunt aici și care umblă gura peste tot. Înțelegeți? Eu am venit și mi-o susțin aici. Corect. Și tu la trecut am făcut la ședință, nu am vorbit în afară. Corect.
Ideea altceva mai ales? Da, ideea e în felul următor. Nu vă mai obțigați așa, dar nu mă obțin dacă mă abțin la ceva. Nu mă obțin, dar eu repet și sper că înțelegeți sau nu știu câta oară. Nu e problema că vă abțineți. Dumneavoastră aveți un drept. Când veniți, puteți vota să vă abțineți sau să votați împotrivă. Deci asta e un drept. Asta nu vi-l contestă nimeni. Deci până acum cred că e clar, nu? Deci e clar. Cred că așa. Noi, domnul primar, nu bine. El are un temperament așa cum îl are, săratul. Dar ideea e că noi suntem supărați că vorbiți prostii în comună. Deci mințiți. Pentru că, deci domnul Suciu deja în direct o mințit pentru că nu este suma respectivă. Domnule, proiectul împrumutului s-a aprobat în Consiliul Local. Nu. Tu mai ai nevoie de minim două proiecte de votat ca să are. Deci bani. Doar primele hârtiuțe pe care... Suntem de acord să mergem să întrebăm. Eu la asta m-am referit. A, deci proiectul împrumutului... Nu ați zis că deja ați luat, ați votat, am votat noi. Da, și am luat pentru... Ați venit în fața Consiliului Local cu un proiect pentru un împrumut? Da. Păi și s-a aprobat în Consiliul Local? Da. Nu s-a aprobat proiectul împrumutului în sine, adică deci dumneavoastră cum l-ați citit? Dumneavoastră cum l-ați citit? Domnul înțelege că deja e... Mai vezi ceva să ne spune. Și faza că domnul primar spune că banii ăștia sunt împrumutați pentru bunuri și el spune foarte corect. Pentru că doar pe baza facturilor emise poți să te duci la bancă. Deci banii ăștia se duc acolo, nu se duc altundeva. Deci el poate să spună până la capăt, da, pentru Bolovăniși. Nu e pentru Brosic, deci, sau pentru proiectul sau pentru aprobat. Domnul Suciu, noi am înțeles. Dumneavoastră votul pentru și 5 abține. Da, corect. Da. Dar da. Ce n-am zis bine? Că dumneavoastră l-am aici. A fost filmat în ședința respectivă. N-a fost filmat. N-a fost filmat. Păi... Dar acum este filmat. E bine? Atunci era o urgență. Cu bugetul. Trebuie asta e. Proiectele astea. Domnul primar, am fost aici în față și mi-am susținut părerea. Corect. Ok. Se va plăti împrumutul de la bugetul local. Adică buzunarul cetățeanului? Păi, da, eu aduc de acasă, nu? Ce nu e regulă? Da, dar buzunarul cetățeanului, ca să explicăm ce înseamnă buzunarul cetățeanului. Deci până acum, când... Acum cetățeanul ce obligații are? Obligații în ghilimele. Vine și plătește taxe, nu? Da, care au fost majorate. Da. Domnul Suciu, deci mă rog din suflet că vă faceți de râs. Deci majorate doar în limitele legii. Deci ce înseamnă legii, domnul? Deci ce înseamnă? Deci dumneavoastră ținea cont de lege sau ce trebuie să zic? De ce la municipiul Bacău nu s-au majorat taxele și impozite și la noi s-au majorat? Și acum nu s-au majorat, s-au indexat. Deci să fie curata inflației, curata inflației. Conform legii, domnule, dar nu i-au făcut legii de țara asta. Obligatoriu, la ce mai votăm noi ceva? Puneți întrebările la parlament, domnule. Sunt foarte multe lucruri și aici... Noastră și ne cereți ca să fim noi de acord cu majorarea taxelor și impozitelor. Nu trebuie dumneavoastră sau să nu fim de acord. Sau să ne abținem. De inflație, atunci se vor majora. Și dacă e obligat în fața noastră să ne cereți ca să majorăm. Ascultați-mi, doamne, vă rog frumos, mai explicați o dată. Am explicat în fiecare an, deci indexarea cu indicele de inflație, dacă nu se aprobă de către Consiliul Local, atunci impozitele trebuie majorate cu 50%. Cum se oblege? Deci care variantă e mai bine? A fost mai bine cu 50%. Care variantă e mai bine? Asta este legea, prevederea legală. De ce trebuie să votez eu ceva ce e obligatoriu? Acum mai e obligatoriu, omule, nu e obligatoriu. Deci dumneavoastră nu te-au dumneavoastră. Deci omul trebuie să vină la ședință cu armante. Deci dumneavoastră spuneți niște lucruri. Dar care primărie a crescut cu 50%? Păi n-am crescut. Căutați primăriile din țară, pentru că au fost situații. Au adus proiect de hotărâre. Dumneavoastră vorbiți peste mine și nu este corect. Asta nu este ședință, asta este o ceartă, este un spectacol pentru comună. Vă mulțumesc. Deci se va plăti împrumutul de la bugetul local? Da, da. Deci, asta e buzunarul cetățeanului. Nu spuneți că nu e așa. Foarte bine. Domnul Suciu, întrebarea mea este, ce n-am reușit să o duc până la sfârșit. Spuneți-mi diferența când ne referim la buzunarul cetățeanului, în momentul de față, când are o taxă de plătit, o sumă pe care o știe el și nu? Deci acum, sau când o să fie... O să vină momentul sau nu o să vină când o să avem un împrumut, trebuie plătit. Cu ce o să difere activitatea lui? Deci cu ce îl afectează pe el? Spuneți-mi.
în plăcere, dar pe acușă, nu? Poftim? Dacă muriți taxele și impozite? Da, bine, mulțumesc mult, frumos! Nu o să fie nicio ședință de taxe, stați liniștit! Zi frumoasă!